Salve dudes și bine ați venit la un nou episod de Farming Simulator 22 pe Barba Neagră. Suntem pe Mini Brun și dudes, sunt foarte entuziasmat de un nou mod care a apărut, un mod care adaugă la realismul jocului și sper că astfel mici modulețe să-și facă prezența din nou în următoarea versiune de Farming Simulator. E bine, avem aici saci noi. Ei arată la fel ca sacii vechi, doar că se comportă un pic diferit. Bă, dar aici nu avem și noi lumina, ba, da, cum să nu avem? Ăștia sunt sacii vechi, ăia de acolo, iar ăștia sunt sacii noi. Deci sunt la fel, n-au nimic schimbat vizual, dar după ce ai luat sacii, ei bine, acum ei nu se vor descărca dacă îi punem deasupra unui punct de descărcare, da? Deci, după cum bine vedeți, sunt orientați cum trebuie, dar nu cade nimic din ei. Și acum poate te întreba, dar de ce? Ei bine, există un motiv pentru treaba asta și anume, acum avem posibilitatea să deschidem noi aceste trape manual. Dăm click și am deschis trapa, dăm click, am deschis trapa și sacii se vor strânge, pentru că, bineînțeles, sunt goliți în același timp. Din păcate, ei dispar, mi-aș dori să existe un mod. Din câte am văzut, eu n-am văzut unul, din câte am văzut, n-am văzut. Dar nu bag mâna în foc că nu există. Ar fi foarte mișto să avem un mod care să facă treaba asta, dar totodată sacul să se golească, cum avem sacii aia mari. Și să ne permitem o să îi reumplem, știi? În FS19 exista un astfel de mod, am jucat cu el pe seria de tractoriștii, dacă nu mă înșel, și fix asta făcea. Adică îți permitea să încarci, numai că ăla făcea cealaltă bucățică, și anume, din ăștia noi descărcăm și îi dispar, pe ăia îi încărcai doar. Deci nu puteai să iei și goi. Odată ce se descărcau și ăia, dispăreau. Dar puteam lua materialul și îl puteam încărca printr-o cuvă în niște saci. Și dacă am combina aceste două idei, cred că ar fi super, super tare. Deși în mare parte în agricultură, dacă aveți o fermă în realitate, acești saci se cumpără sau se comandă și sunt firme specializate care aduc materialul în saci ăștia. Nu știu exact, uite, aș fi foarte curios să aflu ce se face mai departe cu acești saci. Adică, nu știu, se reciclează, se ard, se returnează firmei de unde ai cumpărat fertilizatorul, spre exemplu, sau firmei care a produs mâncarea de porci sau de, eu știu, dacă cumperi grâu și așa mai departe. Asta e o chestie foarte, foarte interesantă. Dacă știți ce se face cu sacii care se obțin de la cumpărarea de fertilizator, spre exemplu, ca să luăm un caz particular, vă rog să-mi spuneți în comentarii. De fiecare dată vă întreb niște chestii de-astea mai tehnice cu privire la agricultură, pentru că sunt foarte, foarte interesat să aflu cât mai multe posibil despre agricultură în general. Până acum am privit jocul ăsta ca fiind așa mai de divertisment, dar în ultimul timp, în ultimul an de zile cam așa, m-am băgat un picuț mai tare în a afla cum funcționează de fapt agricultura. Nu știu ce are ăsta al meu, dar nu prea vrește a funcționește. Al meu Shader funcționează dubios, dar lucrează totodată. Hai că se mișcă. Bun, hai să vedem ce fac ăștia pe aici. Deci avem foarte, foarte mult material pe care trebuie să-l vindem. Tractoarele le-am pus un picuț deoparte aici. Am fertilizat tot ce trebuia să fertilizăm. Avem siligiu care trebuie acolo. Vreau să încerc o chestie și o să las... Da, hai să luăm pe băiatul ăsta. O să-i dau o talpă. Vreau să încercăm o chestie cu rezervorul cel mare. Exact. Pentru că avem vreo 20 și ceva de tone de slurry în momentul de față la Porculeni și am ales un graș care funcționează și cu... Are practic un rezervor de slurry integrat, așa că avem posibilitatea să descărcăm de acolo fără să mai plasăm ceva. Asta este gol, este perfect. Nu știu exact cum o să-l dau cu spatele. Și toată, hai să uităm o leacă în magazin. Vreau să văd dacă am altă posibilitate. Am și altă soluție la un rezervor. Da, avem aici unul super, super fucking tare și aș vrea să-l iau cu 168.000 de euro. O să-l iau pe ăla. Asta voi face. Hai să-l punem jos pe ăsta și vreau să-l vând direct de la noi din garaj. Nu-l mai duc la magazin. O să iau o diferență foarte mare și nu se merită timpul.
Este la miscellaneous, doar 9700 iau pe el. Mamă, mamă. Prea puțin, prea puțin. Da, that's no bueno. Chiar foarte puțin, aș putea spune. Hai să treacă doar o secundă pentru voi și 15-20 de minute la mine. Pentru că mai vindem chestii și acum am constatat că la vânzare, dacă eu o să cumpăr terenul ăsta, o să intru tot timpul în el și dacă îl cumpăr, cred că ar fi foarte bine. Și apropo, vreau să văd cât costă, cred că ar fi foarte bine să-l tăiem un picuț. Să-l retezăm, deci eu intenționez să cumpăr toate cele trei terenuri, sau mă rog, cele două, 22 și 23, 21, este foarte bun pentru iarbă, dacă facem, când facem. 23 costă 96.000 de euro, ok, e făcubil, e foarte făcubil, cred că 25 ar fi pe listă următoră, dar la 23 cred că ar merge foarte, foarte bine dacă l-am tăiat, uite așa, bang, și ne-ar rămâne porțiunea asta mai liberă, ca să pot să vin și eu aici și să bag, am strâns, fructele și legumele din dotare cu care facem bani zilnic, bineînțeles, atâta timp cât, evident, muncim să dăm fertilizator, să dăm paie, să dăm apă în cea mai mare parte, ei bine, avem întotdeauna niște produse gata de vânzare. Așa că de la astea acum o să vină majoritatea bănișorilor pe care deja i-am făcut și pe care deja îi putem folosi să cumpărăm, ei bine, o nouă cisternă. Asta este o categorie de moduri pe care o am de foarte multă vreme, de la Mystic Cat Mods. A făcut niște lucruri foarte grozave, poate n-au o prezentare foarte frumoasă, dar asta este o cisternă, este și un pic mai mică. Este suportată de un camion, ceea ce m-a ajutat pe mine foarte mult, pentru că pot să-mi eliberez tractoarele. Și suportă 100 de mii de litri, adică 100 de tone. O să las așa gen metalizat ăsta, deși putem să-i adăugăm orice altă cu... îmi place mai mult asta. Cred că am mai zis odată așa și n-a fost un rezultat foarte bun. Îl testăm să vedem, pentru că îmi place. Avem starter sau 500.000, de exemplu, poți să faci ca capacitatea să fie de 500 de tone, ceea ce mi se pare puțin exagerat mie, așa că o să las la 100.000. Practic, avem upgrade la capacitate, upgrade la dimensiune, că este mai mică și, de asemenea, cam atâta, pentru că suportă oricum, suportă de toate. 72.000 de euro, am făcut 95.000, îi dăm o compră. Și acum, hai să vindem și restul, pentru că așa e tot timpul, punctul de vânzare nu este la fel de lung precum remorca mea. Și când am produse multe, de fiecare dată trebuie să repoziționez remorca. Aici mai am câteva, așa că trebuie să așteptăm să se vândă cele din spate. Și, bineînțeles, să ducem din nou Volvo-ul și să cuplăm noua cisternă. Hai să vedem cu ce se laudă noua noastră cisternă pe care deja am văzut acolo. Am lăsat remorca, am decuplat-o și mergem doar cu capul de tir ca să conectăm noua cisternă. Și se pare, ok, îmi place metalizatul ăsta. Înseamnă că celălalt era prea deschis la culoare? Ăsta mi se pare perfect. E un metalizat fix cum trebuie, adică nu văd nimic, nimic, nimic prea întunecat. Și asta este varianta mai negricioasă, așa. Bă, arată excelente, excelente. Și costat, fraților, adică 70 ceva de mii de coco. O costat ceva. Ia să vedem cum arată cuplat. Da, arată ca și cum așa trebuie. That is very, very nice. Hai să vedem cum o facem noi pe asta, pentru că va trebui să au cu spatele până acolo. Am unde să intru acolo? Nu am. Well, ok, asta o să fie foarte interesantă treaba, pentru că va trebui să dau cu spatele. So, hai să ne încadrăm aici cu fața și eu trebuie să bag cu spatele fix în partea cealaltă. Dar voi mă știți pe mine, eu sunt un mare, mare fan al parcărilor și al datul cu spatele. Așa că nu vom avea problemuțe cu această cisternă. Văd că se încadrează foarte bine. Hai așa. Și o băgăm directă. Fii atent. Un pic aici. Îi dăm un R și deja băgăm pișelăul. Ceea ce e absolut grozav. Avem 24 de tone undeva pe aici. Vedem acum mai exact. Ultima dată când am verificat aveam 22. Deci mă gândesc că eram 24 că s-au făcut. În timp ce mi-am mai făcut eu veacul pe aici. Da, s-au mai făcut mai mult chiar. 28 aproape de tone.
Superb! Absolut minunat! Porcilor! Mulțumesc pentru pișat! Îl vom valorifica și îl vom transforma în fertilizator. Și asta este o soluție foarte bună, pentru că de obicei, adică jocul este făcut să lucreze cu slurry ca fertilizator, dar o să-ți trebuiască niște atașamente, niște utilaje pentru a împrăștia pișelăul de porci. Sau de vaci, mă rog, pișelăul în general, da? Dar mi se pare că dacă ai un astfel de silos care îți transformă pișelăul în fertilizator, adică bobițe, pe care le poți folosi în spreader, păi este net superior din simplu fapt că nu-ți mai trebuie acele utilaje de slurry și poți folosi un spreader cum de obicei folosești la un fertilizator și așa ai mai puțin utilaje, dai mai puțin bani, de ce zic? Și de asemenea te miști un pic mai repede pentru că spreaderele sunt mai mari ca și lățime de lucru decât sprayerele pe care ar trebui să le folosești la slurry. Aici avem full. Ar fi super interesant. Am lăsat cisterna aici pentru că cisterna asta mie momentan nu-mi trebuiește pe niciunde. Ia să vedem. Deci doar 4 tone. Pe mine m-a mirat că este full pentru că știam de, uite, știam de 20 de tone. Și 20 de tone este pe absolut pretutindern, dacă observați voi, 20 de tone este la barley, la oat, da, asta este liquid fertilizer, dar cine dădea fertilizator lichid din moment ce noi vom face solid, adică fertilizatorul este output-ul pe care îl vreau, deci nu duceam aici fertilizator. Manure-ul de asemenea 20 de tone, so, m-a mirat să aflu treaba asta. Și chestie. Și chestiune. Okay. Bun, și aici avem aproape maxim atins, deci 18 tone. O să trebuiască să mai împărțim niște fertilizatori ca să mai facem loc. Și ce nu mai facem loc, venim cu remorca și descărcăm. Bun, dacă e pe așa, hai să lăsăm aici le slurry și să continuăm. Eu sper că din slurry să nu se facă semințe, că nu prea are cum. Eu sper ca din slurry ca noi să facem fertilizator, pentru că această fabricuță are o dublă întrebuințare. Și fertilizator se solidă și semințe, o poți modifica cum vrei tu. Plănuiesc și cu semințe pe viitor, dar aș vrea să mai iau încă una, nu ocupă foarte mult spațiu. Și mie mi se pare foarte practică. De asemenea, nu este foarte scumpă și încă una zic eu că nu ar strica deloc. Bun, hai acum! În al meu tractor, ia să vedem pe unde este, uite-l cu ăla și aia. Și să-i schimbăm atașamentul, pentru că vreau să iau, de fapt mi se pare că pot să iau fără atașament, da. Așa, aici, dacă aveam fertilizator, vreau să schimb treaba asta. Ia să vedem și să observăm. Yep, solid fertilizer, asta vreau să știu. Întotdeauna e bine să am un sac de ăsta și fermă aici, pentru că de obicei, mă duc eu acolo, în partea cealaltă a fermei, doar că dacă pot să scutesc un pic de timp și să am aici mai la botul calului așa o leacă, de ce? O să mergem prima dată la plantația de pomi, să vedem dacă putem să dăm fertilizatorul ăsta acolo, să vedem dacă este nevoie în primul rând și dacă este cam câtă și pe aia venim să-l umplem. Aia a fost, uite ce frumos era să aibă și ăsta, gata, de se pare că am atins maximul de capacitate și încă mai avem o tonă 300. Ce frumos era să aibă și sacul ăsta o trapă jos. Și o trapă de asemenea sus, cât de tare ar fi fost. Așa, bun. O să-i dăm o încărcare. Și nu mi arată că curge de sus. Acu, ia în ăla. Aoleu. Aoleu și vai de bine. Ok, well, that's no bueno. Stai așa. Să vedem cum o facem pe asta. Hai să lăsăm pe băiatul ăsta aici. Lua din perimetrul celuilalt. Din ăsta. Și nu vreau chestia asta. Hai să mutăm pe ăsta un pic mai încoace. Aia zic. Și acum descărcăm direct de aici. Haide! Ala a fost. Bun, asta vroiam! Exactamente!
Bun, cât se încarcă aici, deși o să... Da, mai și aici 70%, o să dureze foarte, foarte puțin. Vreau să văd aici la fabrica de TMR ce mai trebuiește. Asta nu are punct, asta se pare că nu are punct, trebuie să o... Băgăm în seama de aici, foraj, avem iarbă, nu avem silici, va trebui să mutăm niște silici, că vreau să încep să fac TMR-ul. Mineral feed și de asemenea stro, trebuie să mai punem. Ok, bun, în primul și în primul rând, hai să mutăm punctul de spawn și să-l punem, fii atent, o să-l punem aici, pe iarbă. Este un loc plat, este suficient să spawnăm o multitudine de lucruri fără probleme. Mergem la paleți și aici ar trebui să avem mineral feed-ul. Uite la aici, 1000, o tonă 50. Din păcate, pe ăsta se pare că nu putem să-l cumpărăm în bulk, adică să cumpărăm 8 sau mai multe versiuni de el. Capacitatea, din câte am văzut eu, este foarte, foarte mare. Deci, trebuie să ducem mineral feed din când în când. Dacă se respectă rețeta normală de TMR, mineral feed nu o să fie prea mult consumat. Dar nu știu exact fabrica cum funcționează la capitolul ăsta. Bun, le avem aici înșirate. Ăsta va trebui să le punem colea. Bineînțeles, tractorul nostru va trebui mutat din zona. Hai să ducem fertilizatorul de aici. Aia zic. Avem 10 tone, acolo aveam vreo 17 parcă făcute, dacă nu mă înșel. Din astea trebuie să mai ducem de asemenea și la grădină, musai. Dar vreau să mă ocup acum de TMR, vreau să punem fabrica să funcționeze și să începem să producem rație mixtă, pentru că nu mai am foarte multă și văcuțele continuă să mănânce. I-a dat timpul pe rapid ca nesimțitul și ele consumă maxim. So, hai să lăsăm asta aici. Așa, și voi cupla. Cred că putem să o facem rapidă. Nu voi alege să o fac rapidă. Rapid ar fi fost cu camionul. Dar cum tocmai ce a apărut harta de Farming Simulator 22 de data asta, Liga, turnamentul, nu ar strica să ne antrenăm un picuț pe furcă. So, hai să încărcăm toți ăștia. Un pic cu paletul. Așa, furca mai mică. Și pe aia doar estimăm așa o leacă. Cred că este suficient doar să ajungem acolo și să-l punem, pentru că restul cred că o să dispară. Ia, frână. Ia. Da, venim ușor. Încărcăm. Pentru voi din nou o să treacă decât o secundă. Sunt curios acum cât o să ne țină tot mineral food-ul ăsta. Eu sper să avem totuși un timp îndelungat până să ne mai pună să mai luăm. Am terminat de încărcat tot aici și hai să mergem acum. O să pun tractorul în partea cealaltă pentru că urmează the next phase. Trebuie să transportăm niște paie. Și pentru asta ar trebui să avem pe aici mai multe. Avem și remorcă și apropo remorca o să trebuiască upgradată neapărat. O să folosesc loading wagon-ul din cinste pentru că îl am aici la îndemână, iar tractorul ăsta, știi ce, hai să mă un pic la umbră. Tot așa am intrat pe sezonul în care eu nu mai pot, deci la mașină dacă nu pun și uneori mai uit să mai pun parasolarul sau zic că plec mai târziu și nu-l mai pun și a doua zi când ies pe la un prânz sau pe la un 2-3 cu mașina, vai viața mea, deci este bordul. Astăzi să-l refreshuiesc un pic, am luat un șervețel, am niște șervețele umede de mașină. Mă, fraților, am dat cu șervețelul umed pe bord și în timp ce dădeam, ieșeau aburi și se usca în timp ce dădeam. Era instant, gen, puteai să vezi când dădeai așa cu șervețelul umed pe bord, era atât de încins încât rămâneau gen 2 cm de umezeală în spatele șervețelului și după aia se usca în același timp. N-am, deci e o căldură infernală în momentul de față în Spania. Sunt aproape 30 de grade zilnic. Avem straw doar 9 tone. Păi și unde am pus eu pe restul? Doar 9 tone. Ok,
Mă așteptam să mai am vreo 30 ceva, dar nu știu de ce. Aveam impresia că am 30 ceva. Iar bă, încăram foarte mult în ultimul timp, într-adevăr. Dar mă așteptam să mai am și niște paie. Like, what the fuck? Wow! Da, ok, ok. Nu știu exact ce vom face cu astea. Dar hai să vedem ce mai trebuie. Avem iarbă, avem mineral feed. Chiar dacă nu se vede, chiar dacă e cu roșu, avem 9 tone 450 și avem și paia acum, 9 tone vom avea, avem iarbă și silage-ul de sus pe care îl vom pune tot acum cu acești remorcă. Pentru silage, transportul este destul de simplu, adică la o aruncătură de Bățulescu. Ia uite-mă, wow, 273 de tone, îi dăm un start, ia uite-l pe băiat aici. Nice! Umple-te! Și da, se umple foarte, foarte rapid remorca asta. Îmi place, o capacitate mai mare la ea nu ar fi stricat. Este din joc, nu este mod sau ceva. Dar poate pe viitor o schimbăm. Bun, și acum băgăm așa frumoșel. Este ora 10.51. Mă interesează pentru că vreau să dau timpul pe rapid să văd și niște rație mixtă făcută, bineînțeles. Haida! Haida, fabrico! Generează TMR-ul! Let's go! Se pare că descărcarea este un picuț mai lentă. Până una alta, hai să verificăm care mai este statusul pe la această fabricuță sau grădină de copaci. Avem apă 5 tone, fertilizator solid 10, bonsai-ul și restul de plante în creștere. Bonsai-ul se pare că nu și-a făcut simțită prezența, avem decât un chiparos aici și avem de asemenea și un eucalipt pe partea asta. Ok. Ce mai trebuie să mai facem aici e să aducem apă. Apa ar trebui să... Da. Deci tot 9 tone suportă și la apă. Aici este marcată 5,4 tone din 9. N-ar strica să mai umplem cisterna aia, dar momentan cred că o lăsăm așa o leacă, că cisterna îmi este momentan ocupată de pișat. Mult pișat! Nu știu unde îl pun. Dacă fabrica aia nu-l consumă, nu știu ce voi face cu pișatul. Chiar n-am nici mai vagă idee. So, să venim... Că poate pot să-l bag într-o... Dar numai că eu am rezervoare doar de solide, nu și de lichide. Bun, fraților. Și acum, avem fabrica de TMR, de mâncare pentru văcuțe, în facere, da? Deci funcționează, în funcționalitate. N-avem numere mari, într-adevăr, dar eu cred că este suficient cât încât să facem niște mâncăriță. Și pentru asta o să dau timpul pe rapid ca să vedem live procesul. So, avem 0, se poate vedea fix aici unde arăt eu cu degetul, ăsta este marcajul, asta este cifra care trebuie schimbată. Este ora 12. Nu! A venit cu o setare urâtă. Activate în primul rând, oh my god, și nu distribute, ci spawning, cred. Aoleu, nu era nici măcar activă. Mai dăm o dată, ia hai să vedem. Este ora 1. Fabrica acum lucrează. Avem deja o tonă, avem deja o tonă. Și putem... Ah, cât de frumos! Opa! Dar e o problemă aici. Asta vreau să văd cum funcționează, dar e o problemuță. Scrie spawning. 3 tone 600. Ok. Iar eu pot să încarc silage, straw, grass și atât. E foarte bine că mi oferă posibilitatea să-mi iau ingredientele înapoi în caz că poate îmi trebuie urgent ceva. Dar spawning unde? Îmi cotru spawnează. What the fuck? Să nu suporte? Bă, eu știu că suportă. Remorca mea? Ia uite-o. Ia uite-o. Mangeriză-mă. Spawning. Spawning unde? Nu înțeleg unde e spawning-ul. E clar aici trebuie să descarce. Adică e evidentă treaba asta. Păi eu să schimb și remorca numai ca să fiu sigur, știi? Dar... Silage, straw, grass și iară silage, straw, silage, where...
Asta este TMR Factory. Mai am două rezervoare pe aici care dau cu niște țeavă lateral, dar eu nu cred că să facem încărcarea pe acolo, pentru că asta este cea mai logică posibil. Spawning. Hide inactive. Nu înțeleg. Mi-e frică să mut pe altceva. Ala e și iconița de descărcare, adică e cam evident că acolo trebuie să descărcăm, dar hai să luăm totuși o altă remorcă să testăm, pentru că, like, dubios. N-am la nicio altă fabricuță de vărsate, nu am mai văzut spawning. Spawning de obicei îți apare când o fabrică generează paleți și atunci paleții se spawnează în fața fabricii, în lateralul sau spatele ei. Dar cum spawning la ceva ce eu trebuie să am în remorcă? Știi ce zic? E puțin dubioasă asta. Bă, m-a cam băgat în ceasă. Clar nu se spawnează niciunde, pentru că ne arată cantitatea existentă de TMR. Deci, chiar dacă am dat eu un ocol al fabricii, nu e normal să fi văzut nimic, practic. Pentru că logic ne arată în meniu și dacă e în meniu, înseamnă că nu e afară, ci înăuntru. Dacă aleg distributing, ar fi ok, pentru că dă direct la animăluțe, dar vreau să testez chestia asta. Eu aș fi vrut să iau eu cu remorca, adică mie mi-ar fi plăcut treaba să iau cu remorca, să duc direct la văcuțe. Încercăm și cu remorca asta, da, cred că e același lucru. Da, na, nu știu. Nu e același lucru cu aia. Foraj. Cred că ăla e altceva, mă, ia stai un pic. E o mică confuzie de iconiță în mintea mea posibil. Deci, ăsta e un ghemotoc de căcat cu două de-alea verzi. Și aici, ghemotoc de căcat cu cinci de-alea verzi. Vezi? Trei mari? Șase, nu, da, șase de-alea verzi. Aha! Păzi așa! Remorca era problema. Let's go! Și pe asta putem să o dăm la... Ești puțin confuz, trebuie să recunosc. Știi ce sunt confuz? Sunt confuz, fraților. Ești foarte apropiate iconițele și rația mixtă nu are iconița așa. Vezi? Rația mixtă nu are iconița așa. Și atunci ăsta mi-a dat furajer. Păi și poți să o folosesc? Mie asta îmi trebuie. E cu căcatul cu două frunze, nu cu mai multe. Ai furajer, e altceva. Dai să văd dacă o găsesc. O încerc să o duc la văcuțe. Cred că merge. Nu știu sigur. Hai că da, dacă e. O avem totuși explicată pe undeva pe aici? Avem crops... Grass, root, crops, poplar, liming, mulching, general, tam, total mix ration. Nu ne arată iconița aici. Production, farming, simulator, academy, shop, icons. What? Ok. Asta e din platinum. He. Vreau și o listă cu iconițele și explicate. Icon, overview, animals, forage și total mix ration. Forajer, la ce folosim forajerul? Care e diferența dintre foraj și total mix ration? N-am dat atenție până acum, dar de obicei mâncarea la porci arăta așa, că era pe bază de soia. Ceea ce eu n-am aici, apropo. Forajere, foraj și rație mixtă. Eu am folosit în compoziție toate ingredientele pe care le folosesc în... Ați ghicit rație mixtă. De asta sunt confuz de ce mi-a dat forajer din moment ce am pus toate ingredientele de rație mixtă. De asta vedeam că sunt acceptate de văcuțe. Dacă nu am venit-o. Dar e TMR? TMR-ul, dacă însă știi, e rația mixtă. Cred că e același lucru, doar că cred că diferă doar terminologia. Mă gândesc că nu prea vă logică.
Oh. Oh, that's bad. Și la ce folosim forajerul? Bă, stai un pic, mă. Deci TMR-ul... Aveam impresia eu că... Wow, bă, eu am trăit, practic, confuz până acum. Aveam impresia că TMR-ul este rația mixtă. Nu este rația mixtă? Credeam că diferența de iconițe reprezintă doar un pic că faci cu fân, că faci cu fân sau faci cu iarbă, ți-o schimbă un pic. Aparent nu e așa. Trebuie să mai duc cu privire la treaba asta, pentru că sunt tare confuz. Vreau să învăț care e treaba cu forajerul și TMR-ul. Ia să vedem, o să... Sunt curios dacă o acceptă porculeni. Mai dau și eu ceva de mâncare la ei, n-ar fi rău deloc nici așa. Face niște mâncare de porculeni și n-am mai folosi rădăcinoase. Poate, Doamne ajută. Nu știu de ce am ajuns aici. Mă gândeam la asta cu TMR-ul și am dat cu spatele și nu m-am mai oprit, știi? Practic, asta s-a întâmplat. Of, ca o cizmă! Normal. Deci n-are treabă nici cu asta. Ia să vedem la ce se folosește. Am informații. Aparent, forajul este eșecul TMR-ului. Adică dacă faci rație mixtă și nu amesteci compozițiile în cantitățile care trebuiesc, da? Știți și voi, un balot de paie la 2 de iarbă și așa mai departe. Deci dacă nu le mixezi cum trebuie, atunci rezultă forajul. Dacă le mixezi cum trebuie, este rația mixtă. Așa că am mai aflat ceva și anume acest mod este prost. Nu servește niciun fel de scop și de asemenea ce poți face cu el este doar să-ți pui deoparte ingredientele pentru... Poți să descarc aici? Nu! Vreau să-l folosesc pe drept de silici, de silos. Deci, dacă băgăm acolo... Dar nu mai are niciun sens, pentru că am alte silozuri. Dar în fine, poți să ții în el ingredientele pentru TMR și după aia poți să vii direct. Acum poate înțeleg, ar avea un pic de sens. Poți să vii direct cu un mixer și să descarci în trânsul tot ce ai nevoie. Bă, dezamăgitor maxim. Forajerul nici măcar nu putem să-l vindem aici. E complet, complet inutil. Nici un animal nu-l acceptă. Fabrica este inutilă, doamnelor și domnilor. Da, ați auzit foarte bine și pe nota asta o să terminăm episodul de astăzi. Și vă rog, nu instalați această fabrică care inițial părea fabrica perfectă de rație mixtă și acum se dovedește a fi un eșec. Pentru că nu face TMR, ci face forajer. O seară plăcută, pa, pa!